Ce făceai? Că ai prins 20 de nunți la un târg de nunți. Că acum fotografii evită să participe la târgurile de nunți. Ce făceam? Noi lăsam pe oameni să treacă pe lângă mine, îi opream, prea-mi vorbă cu ei, îi chemam să le arăt fotografiile mele, să le arăt oferta mea, le spuneam de pasionat. Și crezi că vinde asta să-i arăți unui om că ești pasionat și să nu-i arăți cât de șmechi răscul ai? Absolut. Cred că e total irelevant. Dacă știi cercurile acelea lui Simon Sinek, Watt-ul, acolo intră aparatura și alte teste, dar tot te pornește de la oameni. De ce faci ceea ce faci? Ce stă în spatele tău? Care e filozofia ta? De asta, dacă intri pe site-ul meu și te duci la About Us, tradu mesajul ăsta. Pentru mine, satisfacția cea mai mare la momentul acela în care mie mă văd pe mine, el îmi văd pe ei, am covering perfect și apăs pe tot. Și despre asta, despre momentul acesta. Numai ei niște cuvinte care sună mai bine.